Emisiune sponsorizată de revista Ferma, revista care informează agricultura. Holland Farming, distribuitor de biostimulatori, îngrășăminte speciale și semințe profesionale pentru legumicultură. Și Solarex, producător de fertilizanți foliari. Bună ziua și bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii În Grădina Dani. Dragii mei, v-am pregătit niște reportaje deosebite interesante pentru ziua de astăzi, așa că vă rog să nu părăsiți încăperea în care aveți un televizor la care vă uitați la emisiunea noastră. E bine, prima dată eu și Ana vom vorbi despre legume, acum, la sfârșit de sezon. De la răsaduri am început să cultivăm, să vedem ce răsaduri vindem la oameni și dacă am văzut că se face producție și aia, am zis, haide bă, să începem și cu producția. Încă mai aveți roșii cherry? E greu să ai la ora asta roșii în solar? Depinde. Dacă știi să le îngrijești, dacă le îngrijești... E importantă sămânța, să zic, de la bun început. Răsadul. Sămânța, răsadul și plantele cum sunt îngrijite. Deci răsadul vi-l faceți dumneavoastră, da. Aveți destulă experiență să faceți un răsad bun. Puneți numai șerii? Da, numai șerii. Ecologice, stropiți numai cu substanțe ecologice? Da, păi dacă băgăm bondari, vă dați seama că nu putem să... că omorâm stupii de bondari. Și avem vreo 6 tipuri de șeri. A fost un an dificil anul acesta. Cum v-ați descurcat? Se cunoaște, când s-a dat drumul la restaurante, iulie, august și septembrie, cererea a fost foarte mare de șeri. Dar din punct de vedere al tehnologiei, a dezvoltării plantelor, n-a fost dificil? Că am avut niște zile cam umbroase atunci. Pentru mine nu. A fost vremea bună aici. Da, depinde, trebuie să stai. Să le dai, nu, să le aerisești la timp, să le închizi la timp, să... trebuie să stai de ele, să umbrești. Că noi acum am dat plasa jos, dar umbritul și aerisitul... Am văzut... am și pus rândurile cum le-am pus. De asta să... vreau să vă întreb, că le-ați pus invers, ca da, să da, zic. Da, să aibă o aerisire mult mai bună. Și să cunoaște față de anul trecut, la producție să cunoaște. Le-ați tăiat frunzele în afară de copilit. La sherry se copilește mult mai des față de roșia normală. Începem lunea de aici și mergem în capătul celălalt și, pe urmă, când am terminat în capătul celălalt, volum iară. Cresc foarte repede copiii, dar... Dar văd că ați mai tăiat și din ramuri ca să fie mai aerisită planta. Aerisită, da. Înseamnă că aveți forță de muncă, nu puteți să vă plângeți că nu există... Deci am doi salariați permanenți care am avut, lucrăm de la început, am 16-17 ani, nu mai știu exact cât. Eu, soția... Deci, și mai luăm un zilier, doi. Aveți aici așa, roșii lunguiețe, noi suntem lângă ele, rotunde, tomate galbene, rotunde și lunguiețe, da. Tomate ciocolatii. Aveți o preferință dumneavoastră pentru acestea lungi, gen prunișoare, așa, mai dulci? Sau da, pentru ciocolatii? Foarte... Cele roșii lunguiețe dau producție mult mai mare, cele ciocolatii, deci, dau producție mai mică. Alea sunt cele mai bune, de fapt, adică cel puțin pentru mine. Asta poate să dea la... poate să dea și planta, dacă îngrijită, să dea 4 kg fără niciun fel de probleme. Deci e cantitatea minimă, 4 kg. Da, iar acolo nu știu dacă dă 2 kg. 1 kg și jumătate, hai să zicem 2 maxim. Sherry a intrat nou pe piață. Cine a pus, a pus așa, de hobby sau știu eu, n-a pus producție... mare. Da. Da. De exemplu, noi acum un an am făcut 4 tone, fără 100 de kilograme n-am avut 4 tone și anul ăsta deja cred că fac 5 tone. Deci ați învățat din experiență? Bineînțeles, din experiență. De le observați tot timpul, nu prea lipsiți de aici? Nu, aici îmi petrec de când le pun și până aici. Totuși, munca dumneavoastră și toate costurile sunt destul de mari, deci munca și costurile nu sunt acoperite de prețul pe care îl primiți de la comercianți. Nu este, dar trebuie puțin umblat la preț. Ținând cont că noi facem aproape bio și avem o cerere extraordinară. Deci întreabă de noi dacă am putea să ducem mai mult, să facem cantitate, dar nu,
deocamdată nu se poate. Deci ei vor cantitate mai mare, da, dar un preț mai mic. Cam așa ceva. Eu nu zic, până la urmă, dacă suntem sprijiniți sau dacă nu, acolo ne este, că da, dacă te-a pus să faci ceva, nu stai că îți dă cineva, te subvenționează cu ceva. Dar nu poți să faci și calitate și cantitate. De exemplu, astea... Dau 4-5 kg. Da, pe când celelalte... Și nu poți să duci un mix, da? Și să spui, băi, dă-mi 10 lei pe... Nu, nu, trebuie să-ți dea 13 lei ca să fie cinstit și planta asta cu așa și planta aia altă. Să acoperiți care... diferențe. Da, exact. Ce suprafață cultivați, domnul Stroie? 5.000 de metri de solarii, dintre care 2.000 de metri afară cu legume în câmp. Plus mai avem cultura mare, cerealele care sunt pe câmp, dar la legumicultură 5.000 de metri plus alte 2.000 în câmp. Pentru că afară este a lui Dumnezeu, iar în solare putem avea noi grijă de legumele noastre. Ce legume cultivați? Roșiile, care sunt pe primul loc, castraveți, gogoșari, salată verde, ridichii, pe timpură coros. Practic toate legumele de care avem nevoie le găsim aici. Ce soiuri de gogoșari? Am un soi de gogoșar bihar, care este plantat de toamnă. Soi foarte bun, productiv. Văd că are culoare. Este plantat la sfârșitul lui iunie, în solar. Afară trebuie plantat cam din mai. Ce tratamente aplicăm? Pentru fuzarioză, care se numește o filire vasculară, dar luând soiuri olandeze, care sunt mai, cum să vă spun, mai rezistente la boli, nu necesită un tratament foarte aspru. La ce distanță trebuie plantate firele? Undeva 40 cu 70. 40 între fire, 70 între rânduri. Ca să avem o producție ca optimă. Ca să avem o producție ok. La ce preț pleacă producția din solar? Să spunem gogoșarii, castraveți. Gogoșarii sunt undeva 3 lei, castraveții 5 lei acum din cauza perioadei reci care a fost, că a fost o toamnă capricioasă și probabil din cauza că lumea s-a speriat asta primăvară și vară, unde castraveții practic s-au aruncat, nu au mai plantat de toamnă. Ciclul de toamnă acum au un preț un pic mai ridicat, a fost o cultură bogată. Ei sunt în funcție și de timp, de climă, contează foarte mult. Acum fiind mai frig, ei produc mai puțin. Când sunt călduri, eu zic că 1000 de metri, 10 toni. Și la gogoșar? La gogoșar, cred că la 1000 de metri, undeva la 5000 de kilograme. Forță de muncă ați găsit? Familiar. Familiar, facem familiar, preferăm să muncim cât putem, dar să facem familiar, să nu depindem, că e greu, foarte greu cu forța de muncă. Piață de desfacere avem? Avem și piața de desfacere. Aici, în comună, s-au deschis depozite prin care ajută ca marfa noastră să ajungă la raft către marile magazine. Mai ne ducem și la Angro. Este o piață de desfacere sigură atât timp cât și marfa e calitativă și corespunde normelor. Cum recunoaște consumatorul un soi de gogoșar bun? Eu cred că gogoșarul mai mult e din România. Cel care va cumpăra și va vedea că e românesc, eu cred că se va întoarce la acel produs sigur. Prin prisma gustului, culorii și forma lui, calitatea. La castraveți, de obicei, acum toamna, căutăm castraveții cât mai micuți pentru murat. Îi găsim la dumneavoastră în solar? Dumneavoastră ce ziceți? Îi găsim? Zic că îi găsim. Da. Se găsesc. Ei decât... La castraveți nu trebuie lăsați prea mult să crească pe fir. Asta este secretul. Asta e secretul, da. Ce soiuri de castraveți cultivați? Aceștia sunt spino și cod. Nu sunt soiuri românești, dar ne oferă, adică dacă îl și punem să se și fac. Să nu punem castraveți, că v-am spus, trebuie să fie cât mai arătos, calitativ, dacă tot îl muncim să se și facă acel produs. Câte tratamente dăm? În perioada caldă, tratament la castraveți chiar nu prea există. Toamna trebuie neapărat niște tratamente făcute la ei, că apar diverse boli unde există umiditate mai mare, și trebuie, altfel nu pot supraviețui. Ca un om, dacă ești răcit, trebuie să iei o pastilă. Dragii mei, sunt la doar câțiva kilometri de București, într-o fermă în care se produc rulourile de gazon. E foarte important să avem o grădină frumoasă cu un gazon englezesc, așa că sunt sigură că și dumneavoastră, la fel ca mine, căutați soluțiile cele mai simple. Dar cum să arate o grădină, vă învață colegii mei din Franța.
Cette semaine, c'est un jardin sur les toits de Paris que vous allez découvrir. Une terrasse arc-en-ciel d'environ 140 mètres carrés, divisée en deux parties. Cette terrasse n'était pas un jardin, c'était une terrasse vide, anguleuse. L'envie particulière de cette terrasse, c'était de reprendre les aspérités des jardins anglais, fournis, ludiques, et avec une envie de prendre soin, du vivant. Alors pour créer une terrasse un peu anglaise, finalement, on trouve beaucoup dans le commerce des bacs aux formes rectangulaires. Alors là, le principe est justement d'aller à l'opposé de ça, mais de créer des courbes. Ces pots sont en aluminium et bien sûr, on peut avoir n'importe quel type de couleur et n'importe quelle forme, n'importe quelle hauteur. Et l'idée aussi est d'ouvrir ces terrasses sur le paysage, parce que finalement, les vues s'échappent. Et on passe au travers d'un massif, soit par la droite, soit par la gauche, ou alors on le contourne. Là, l'idée des massifs qui sont dans les arrondis, qui s'ouvrent sur le paysage, fait qu'on se promène vraiment. Le code couleur un peu de départ, nous sommes en ville, donc il y a beaucoup de toits gris. Donc l'idée était de prendre déjà une surface en bois, comme on le sait, tous les bois gris. Donc on voit bien la couleur du bois qui rebondit ici avec la couleur également de cet aluminium. Donc nos plantes vont contraster vraiment très fortement. Et on sait bien que la reine des fleurs, entre guillemets, qui va fleurir excessivement longtemps, la rose, nous apporte une diversité de formes, de couleurs et de parfums absolument délicieux. Cette plante, un petit peu, donc on l'a mis ici, on aurait pu la mettre dans le massif. Encore une fois, cette plante, c'est un peu un feu d'artifice, un peu un point de lumière dans cette partie qui est un petit peu plus sombre de la terrasse. On continue la visite sur la deuxième partie de la terrasse située en contrebas. Cette terrasse est finalement assez simple. Là, par contre, on n'a pas voulu gommer les limites de la terrasse parce qu'on voulait avoir un espace central ouvert. Donc là, effectivement, cette terrasse est entourée simplement de brise-vues. Ici, en l'occurrence, un treillage tout simple, à mailles carrées, qui permet le support de plantes grimpantes. Ici, une clématite et ou également d'un rosier. Ce qu'on a voulu faire, c'était une terrasse un peu intéressante, un peu ludique. Et donc on a planté des arbustes à petits fruits, tels que le groseillier ici, dont on voit le début des grappes vertes, qui vont par la suite devenir rouges. Je trouve que c'est intéressant pour les enfants de retrouver l'origine du fruit, de cueillir le fruit, et surtout pour les citadins qui en oublient un peu l'esprit du potager. On a ce côté un peu gourmand et puis si on est un petit peu espiègle, on a la plante à sa hauteur, c'est assez sympathique, je trouve, de pouvoir se cacher, apparaître. Cette terrasse est formidable dans cette envie de se promener, de dîner, de déjeuner, de cueillir, de se relaxer, de prendre du plaisir, plaisir des sens. Si vous aussi vous voulez faire un jardin à l'anglaise comme Xavier, choisissez des pots en aluminium pour créer des courbes et jouer avec les hauteurs. Nu uitați de concursurile emisiunii noastre. Puteți câștiga un voucher de 500 de lei de la Micul Fermier dacă răspundeți corect la întrebarea de câți ani se difuzează pe televiziunea națională emisiunea În grădina Danei. Însă dacă vreți 5 cărți de la editura Casa din Oradea, trebuie să răspundeți corect la întrebarea care sunt titlurile celor 5 volume. Mai avem un concurs sponsorizat de Valcor. Puteți câștiga un pulverizator electric sau o motocoasă 310 dacă răspundeți corect la întrebarea ce capacitate și ce putere are o motocoasă 310. Și mai avem un concurs sponsorizat de Holland Farming. Puteți câștiga niște semințe de varză dacă răspundeți corect la întrebarea cum se numește hibridul de varză extra timpurie care se evidențiază prin productivitate, uniformitate și rezistență.
Toate răspunsurile corecte vi le aștept pe adresa daniela.constantinescu@tvr.ro. Și nu uitați că pe lângă răspunsul corect trebuie să ne treceți un nume și prenume, o adresă completă, stradă, număr, localitate, județ și un număr de telefon. Și acum să vedem ce ne mai spune Elena Andrei din Prahova despre liane. Chiar dacă este toamnă și este frig afară, aș vrea să profităm de ocazia și să vorbim puțin despre niște liane, mai puțin cunoscute. Da, în grădină am două plante, de fapt liane am mai multe, dar două mai puțin cunoscute. Una dintre ele este o plantă perenă, este chiar o liană, se numește Polygonum sau Falopia. În termeni populari se spune troscotul urcător, pentru că are floarea aproape ca și troscotul, ca planta din flora spontană. Un avantaj mare din partea ei este că crește foarte repede. Tulpina este lemnoasă, dar are o vigoare foarte mare. Crește 7-8 metri pe an. Așa de mult? Așa de mult, deci poate într-un an de zile până la 15 metri pătrați să acopere. Noi am văzut că ați acoperit garajul cu ea. Da, este pusă de curând, este în al doilea an de când o am. Deja am mai tuns de pe partea din față ca să pot intra în garaj, dar cred că în 2 ani o să am tot acoperișul cu ea, ceea ce mă încântă foarte mult, pentru că pe lângă faptul că ea crește atât de mult, înflorește foarte mult, iar perioada de înflorire este lungă. Puțin în primăvară, dar după aceea, din luna iulie și până în octombrie, poate și mai târziu, este înflorită. Ai impresia că, de fapt, garajul este nins. Așa este. Dacă te uiți mai atent, bineînțeles, observi că sunt flori. Florile sunt foarte mici, de culoare alb, ușor verzui. Lăstarii tineri sunt ușor roșietici, frunzele sunt cordate, dar are o putere foarte mare de ramificare. De aceea am spus că îmbracă foarte bine. Am văzut și garduri acoperite cu falopia, care este de o frumusețe rară. Să vezi un gard nins. Are un ciorchine propriu-zis de da, flori. Da, este vorba de un racem. E foarte frumos, foarte bogat și foarte, foarte multe flori. Dacă îl privim mai de la depărtare, nu se văd frunzele datorită multitudinii de inflorescențe de flori. Ce condiții ar trebui să-i asigurăm? Păi eu am uitat-o. De când am plantat-o, am uitat-o. Și asta la dumneavoastră ca să vă spun, este în plin soare. Este în plin soare, deci merge foarte bine la soare, sol permeabil, numai că eu acolo o am cam înghesuită. Am grijă să o ud și pe ea, deci are nevoie de umiditate, dar nu sporită. Aceea merge foarte bine pe garduri sau poate îmbrăca ziduri, mai ales zidurile inestetice, dacă nu avem ocazie de a le înfrumuseța sau a repara zidul respectiv, se poate planta și în 2 ani de zile deja avem o altă priveliște. Îngrășământ, ca orice plantă, eu le asigur de 2-3 ori pe vară îngrășământ chimic și în rest nimic deosebit. Pentru că este o plantă rară, eu n-am văzut nici boli, nici dăunători la ea. Se comportă destul de bine. Este adevărat că dacă se îndesește, partea de dedesubt începe să se mai degarnisească, pentru că nu are suficientă lumină. Și cred că trebuie să o mai curățăm din când în când pe dedesubt, dacă mai avem acces. Primăvara este bine de înlăturat resturile de la flori și să o tundem așa cum ne place pentru anul viitor. Se prinde singură de gard? Da, se urcă foarte ușor. Dacă are pe ce, se poate prinde foarte ușor singură. Deci poate urca și până la 15 metri. Pe măsură ce trece timpul se întăresc lăstarii, deci devin lemnificați și pentru că tot am ajuns la capitolul lemnificat, înmulțirea se face prin butași lemnificați. Butași lemnificați? Da, eu am încercat la început din butași cruzi, ierbacei să le spun, dar nu s-a prins și
Atunci am încercat cu un butaș lemnificat, dintr-o întâmplare. Nu mi-am dat seama și atunci am prins. Deci din lăstar lemnificat se înmulțește. Înseamnă că se prinde relativ repede. Da, și face și semințe. N-am încercat prin semințe să o înmulțesc, dar foarte bine prin butași lemnificat. Și mai aveți o floare foarte frumoasă pe care eu aș fi asemănat-o cu fisalisul. Da, eu la început i-am spus așa, floare balon, sau, dar de fapt este vița balon. Este o plantă urcătoare, anuală, se înmulțește prin semințe. Baloanele nu sunt așa de consistente ca și fisalisul, sunt moi, se sparg foarte ușor, dar este foarte decorativă pentru faptul că rodește, aș putea spune, foarte mult, adică înflorește o perioadă foarte lungă de timp și în urma florilor apar aceste balonașe care au, bineînțeles, mărimi diferite până ajung la maturitate, iar când ajung la maturitate, încep să se coloreze. Ușor în maroniu până devin maron, de culoare maron. Ele înăuntru conțin 3 semințe, ceea ce este de remarcat, faptul că rămân, dacă sunt urcate pe un gard, rămân acolo și peste iarnă. Sunt foarte decorative pe timpul iernii. Spun acest lucru pentru că eu am avut-o cultivată și a rămas până acolo. Surpriza mare a fost că din semințe mi-au răsărit câteva singure. Eu mi-am plantat la ghivece, dar am găsit și răsărite singure și sunt foarte aspectoase. Dar am văzut că aveți, ați făcut o pergolă din ele. De aceea i-am zis că i-am semănat, am pus la ghivece, am făcut o pergolă pentru că acea pergolă, de regulă iarna, o împodobesc pentru Crăciun. Anul acesta nu o vom mai împodobi decât cu lumini, pentru că deja ea este împodobită. Are lampioanele. Și va sta toată iarna așa. Trecând sărbătorile, ea va fi tot decorativă și într-un mod natural. Ca și condiții, ce îi trebuie? Îi trebuie soare, îi trebuie apă, pentru că acolo unde o am pusă, la ghiveci, a fost necesar să o urc mai des, expusă în plin soare. Și faptul că balotul de pământ nu este mare, atunci a trebuit udată mai des decât celelalte plante care sunt plantate direct în pământ. Îngrășământ nu prea mult și multă dragoste. Mai trebuie din când în când făcută toaletarea, pentru că frunzele bătrâne încep și ele să îngălbenească și atunci, ca să arate planta bine, este bine să o curățăm. Da, frunzele sunt foarte frumoase. Da, sunt divizate, sunt foarte frumoase, mie îmi plac foarte mult florile, deși florile sunt foarte mici, dacă nu ești atent nici nu le observi. Sunt de culoare albă, foarte mici și în urma cărora apar aceste balonașe pe care eu le plac foarte mult. Și balonașele cam prin ce perioadă apar în timpul anului? În timpul anului cam la, după înflorire, 2-3 săptămâni. Deci dacă noi facem planta la ghiveci și în luna mai o plantăm afară, deci pe la începutul lunii iunie 9 deja ne înflorește și este înflorită chiar și în această perioadă. Deci are o perioadă foarte lungă de vegetație, de înflorire și de rodire. La fel ca multe alte liane, dacă are unde să se dezvoltă, se dezvoltă foarte bine. Putem spune că ajunge și la 3 metri lungime. Doar că pare foarte fragilă. Tulpina este foarte subțire, dar să știți că tulpina nu este atât de fragilă, nu se rupe ușor. Este ușor, în ghilimele spus, bățoasă, este tare, de aceea ea rezistă peste iarnă. Dragii mei, suntem în magazinul sponsorului nostru, cel care vă oferă un voucher de 500 de lei să vă cumpărați ce vă doriți. Și l-am alături pe Răzvan. Tu administrezi magazinul ăsta, nu? Da, bună ziua! Ce poate să-și ia omul de la voi? Orice are nevoie. Pentru casă? Pentru casă, grădină, livadă. Ia să vedem pe cine ai extras. Sunt tare curioasă. Steliana Alexe, strada Miron Costin, Ploiești, județul Prahova. Sper că are o grădină frumoasă. Felicitări! Acum trecem la cel care va câștiga 5 cărți de la editura Casa. Amestecă bine, bine, așa. Data viitoare va fi expert, e prima dată când apare la televizor, așa că are emoții. Ia să vedem.
Truică Aurel Marian, Comuna Valea Mare, județul Olt, sat Zorleasca, strada Independenței. Felicitări, domnule! Felicitări! Mulțumesc, Răzvan! Ne vedem la următoarea extragere! Mulțumim și noi! Dragii mei, aceasta a fost ediția noastră de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și vă aștept duminica viitoare pe TVR1 de la ora 10 la o nouă întâlnire cu emisiunea În Grădina Danei. Până atunci, toate cele bune! Emisiune sponsorizată de Holland Farming, furnizor de biostimulatori, semiță de legume, bondar și control biologic pentru legumicultură. Și Solarex, producător de fertilizanți foliari.